Deci, surse antice, zic eu, de mai multe instalații de genul. Mă știu, domnul Asamblea, cu domnul Cătrăcinu, suntem de acord și cu modificarea surselor antice. Ce ai cu reclamă? Nu, dar să facem un proiect de hotărâre, cum scrie ta. Da, și trebuie să mai întâi de încă o dată. 10-15 zile să mă iei. La ședința care va fi, ne băgăm cu tără. Fără problemă. Da, deci acordul de principiu, da. De noi, principiu, suntem de acord. Vă facem cadouri ca și principiu. Asta facem, trebuie să fie bine. N-ar fi o problemă pentru mine că Timișoara nu e chiar așa de pace. 4 ore cu mașina, 4 ore jumătate, dacă bate vântul. Problema este că sunt... Dar am trecut de Alba Iulia, am făcut bine 3 ore jumătate Timișoara, dar nu-i bine pentru unii care citesc radar. Deci, problema este că sunt prins acum în foarte multe drumuri pe capitală, să zic așa, că n-am să zic un loc urât, cu autorizarea firmei din punct de vedere de furnizor, de distribuitor de energie electrică. Când trebuie să cumpăr asta numai... Domnul Mânțu, deci lumea știe acum despre ce e vorba și... Vă mulțumesc foarte mult. Mai sunt o cerere la care eu am trimis domnului proiectorul Trandafir Joie, care o solicitim, a făcut-o și înregistrat-o. Sună felul următor. Subținatul proiectorul Trandafir Joie, în calitate de organizator al competiției Cupei Crăciunului, care anul acesta este la 2-a ediție, prin prezentă vă rog respectuos să aprova utilizarea tizintetului sau terenului din sala de sport în mod gratuit pe perioada de desfășurări de competiții. Menționez că nu sunt necesare mai mult de 15 ore împărțite pe durata de o săptămână, între 12 decembrie până 19 decembrie. Vă rog să pune această cerere aprobării în Consiliul Local, ședința din 4-18-2008. Vă mulțumesc frumos pentru susținerea tineretului nostru din oraș, cu mult respect, George. Cine vor fi participanții? Ce vă pot spune? Ce vă pot spune? Deci am discutat eu și următor. S-a găsit un sponsor generos care să sponsorizeze. Și alți sponsor o să fie așteptat dacă o să găsească, o să participe echipe oricine. Așa e cu 6 plus 4. Să scriu și să faci o competiție de fotbal. Fotbal? E o treabă bună. Pentru tinere. Și să dăm gratuit sala pe perioada competiției. Deci e vorba de orele în care se desfășoară meci. 15 ore în total. 15 ore. De ce vă pot spune că la a doua ediție anul trecut a fost premiul 3 a fost undeva la 1 milion pentru echipa care a pus 1 milion de cotă parte ca asta, așa? Deci, dacă noi susținem și le aprobăm gratuit folosirea, înseamnă că pot da premii mai mari. Deci aici... Păi, da. Am zis că ajut și eu personal. Păi, normal că pentru copii care din zara să-i luăm și ce sunt mai... Cine este pentru... Cine este împotrivă? Abține? Da, acolo, domnul președinte, domnul primar. Sunt ceva probleme la sala de sport. Cu da, sunt probleme mari. Le spun și vi-l aduc fotografii. Hai să vedem ce e scurtea de rezolva. Deci, la sala de sport... Nu poți rezolva nimic numai când am eu bani. Scuzați-mă. Când n-am eu bani, nu poți rezolva nimic. De asta care sunt problemele, le spun, vă spun. De noi bani. Trei despărțiri cu silicură. Aia nu s-a putea rezolva numai cu silicură sau poate dure. Un testa de dușuri închis, o spart apa, o puscată, e închisă apa. Un celălalt la dușuri, sunt două de dușuri, dar acum s-a dat drumul și la pe zile, pe zile merge. Dar dușul nu poți face dușul, că trebuie înlocuit alea, când o să faci? Nu, n-am bani nimic, deci am niște lucruri, nu-mi văd cap. Dar vorba asta poate. Nu am. Pot eu spune, vă
vorba de familia Corbeanu și s-a lucrat acolo, e vorba de zona aia a muncii, pătrăgeni sau așa ceva. Deci cunosc situația pentru că suntem vecini și prieteni. Deci acolo s-a strigat un gar, s-a făcut ceva lucrări de cei din la domeniul public sau așa ceva. Cineva și le-a stricat gardul. 3 metri cub, solicită 3 metri cub de lemn. Să se facă de Ionic. Prefacerea gardului de vădărea prepedată personală din satul Pătrăgeni, casă de socială din zonă. Deci este adevărat. Se aprobă gratuit. S-a aprobat 3 metri cub. Cine este pe? Cine este împotrivă? Abține? Și mai e un proiect plan de școlarizare pentru învățământul preșcolar, primar, gimnazial, asta nu știu, trebuie să o luăm noi în vedere. Da, păi nu. Proiectul planului de școlarizare. Dacă vreți să luați cunoștință, e aici. Alăturați înainte proiectul planului de școlarizare pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial, pentru anul școlar 2009-2010, spre avizare. O să se uite, domnul primar, avizare. Cine? Școala, clasă, unul. Școala generală. Școala generală. Planul, planului. Dar între timp, când am fost în ședință, au venit de la cu sala albărului oraș Zlana, fișa de fundamentare pentru modificarea prețurilor apă potabilă pentru orașul Zlana. E o fișă de fundamentare cu diverse rezultate în felul următor. De la 1,77 la 1000 lei, nu? Lei pe metru cub. 1,77 de bani a fost, fără de metru. Crește la 1,97 lei pe metru cub. Și mai e pentru modificarea, modificarea tarifului la canal pentru orașul Zlana, crește de la 0,45 lei pe metru cub la 0,62. Motivare. Scrie aici, am mai dat și am văzut. Majorarea de preț s-a făcut cu coeficientul de 4,5% conform contractului de delegare de gestiune și 6,5% indice în față de anul 2008. Preța actuală 1,77 lei pe metri cub, propunere 1,77 lei pe metri cub, ori 1,045, ori 1,065. Deci 4,5 și 7,5%, 1,97 lei pe metri cub. Dar poate ne spune domnul primar despre ce e vorba. De la 1,77 la 1,97 și de la 0,45 la 0,62. Pentru canal. Dă-mă dracu, că iară 2000 de lei punem la mință cu de apă. Noi ce face? Că trebuie plătit TVA-ul ăla la Santé. De acolo e influența, că nu-i din realitate niciun fel de influență și coeficientul de inflație. Deci asta a trebuit făcut proiectul de hotărâre? Păi... Nu, ăla se poate viza și noroc bun, că le trec, că tot așa vin cu ele, că trebuie să neargă la București. Nu. Mai a făcut pe planele, ziceai? Da. La avizare, în faza de aia. Deci faza de avizare încă. Faza de avizare. Da, o dragi bani. Și dacă m-a scade și motorina, inflație, a făcut treaba 4 și acum e 6. Cum e ce inflația asta? Asta e mereu scădere, nu merg. Ia, dar TVA-ul ăla trebuie plătit. De la Santin. Și după ce se termină cu TVA-ul, ei reduc tarifii? Nu le reduc, ce dată. Ce ești? Eu cred că la noi, la Zlatna, dacă dăm drumul la apă potabilă la tăți, putem să recerem să le așeze prețul. Asta nu fi de acord. Da, acum, bine, noi suntem de acord, dar ei nu sunt de acord niciodată. Asta trebuie să fie, că ei ce crezi că acolo... Crezi numărul de consumatori, nu. Da. Hai, mă, sunt de el, ca să-i glumesc. Problema că până în momentul de față, legăturile făcute până în satul Pătrăgeni, deci Suseniu și toată partea de jos, da? Dacă am dat la contract, unul din numai 30 de oameni și nici nu... Partea asta am de când vine. În Valea Mică, dacă le-ați face, ar vine o grămadă, că mi-o scrie mai la punct. Știi ce se întâmplă? Sunt foarte mulți care nu au înfântând, gata, dă-le drumul, dă-le drumul, le-am dat drumul la apă și la contracte nu mai vin. Da, domnul... Bine, trebuie să-i trimeți, să-i trebuie cu ei. Am gătat, am plătit și am plătit. Nu l-am plătit, avem plătită. Stai, mă, la plătitor pe cur, ce să... Plătim în continuare, câte să vedem. Dar mai sorim. La câte orașul fie ardezi?
Pierdere în momentul de față pe rețeaua principală, luna trecută până la 22%. 22 de la 67. 80, nu? 80. Păi atunci trebuie să-ți cum să-ți cumpe ăștia.